doamna Nina, vreau să-mi ziceți exact ce se, ce se poartă. Adevărat că acum se poartă portocaliul? Foarte mult. Foarte, foarte orice mult. Nuanță sau? Dacă pielea este brunzată, culorile portocalii merg foarte bine. Dar culorile care se poartă sunt culori tari, culori brăzmeri, culori brăzmeri. Dumneavoastră faceți manicura diferit de la persoană la persoană sau faceți un fel de manicură? Cum faceți? La tine este necesară o manicură spa, pentru că unghia este foarte sensibilă. Subțire, ea trebuie să fie ajutată să crească, atât cuticula cât și unghia trebuie hrănită. Vreau să-mi ziceți de ce cât de dumneavoastră, că îmi place mie să-mi fac manicura la dumneavoastră. Pentru că... Pentru că probabil simți că eu am... O plăcere să-ți fac ție manicură, pentru mine este o deosebită plăcere să te am ca clientă. Mie îmi place să fiu la dumneavoastră pentru că sunteți foarte profesionistă și că întotdeauna faceți unghiile perfect și pot să stau chiar și 2 săptămâni și ele arată foarte bine. Serios, îmi place foarte bine. Dar știți ce vreau să vă întreb? Oricine poate să poartă o unghie scurtă sau oricine poate să poartă o unghie pătrată? Spre exemplu, eu nu le fac pătrate. Chiar dacă sunt scurte, va ieși o manicură frumoasă, delicată și de bun simț, pentru că nu sunt unghii lungi. Însă cred că unghia reprezintă și caracterul unui om. Un om ca tine, care iubește muzica, poezia și arta, nu poate să aibă unghiile lungi, încovoiate, pătrate sau casante. Deja este vorba de altceva. Unghia ta este dedicată ca și tine și este o mână de artist. O mână fină, dedicată. A, deci nu puteți vă dați seama că îmi vine cineva să-și facă manicura. Da. În cât timp vă dați seama ce fel de persoană este? După ce termin prima mână, pot să spun foarte mult despre persoana care este în fața mea. Pot să mă mai înșel, dar de cele mai multe ori nu. Vă dați seama ce fel de persoană. Da. Caracterul se vede și aici. Și prin mâna oricum reprezintă și spune mult despre o femeie. Mult, foarte, foarte mult. Poți da seama de caracterul ei, de ce face ea, ce îi place, ce... chiar cu ce se ocupa. Chiar îți vine foarte bine, foarte, foarte bine. E o culoare drăzneață, o culoare de vară, de vacanță, o culoare care ți dă mult optimism și stare de bine.